Deci am zis că nu mai am ce filmă, iată, totuși o filmez cum iau niște rame pentru a crea un nucleu. Aici este un nucleu iernat, care este full cu albina. Iată, și bineînțeles, îl voi folosi pentru a lua albina pentru a face nucleu de împereche. Și ea va primi, bineînțeles, apoi la crescut. Așa. Deci, prima ramă ar trebui să fie cu miere. Și dacă n-a avut loc, probabil e cu puie. A avut loc, a pus puiet, încă o tamătcuța. Punem aici marginea asta. Începem și căutăm mătcuța ca să luăm rame. Intră în frigorificator, e a 7-6 rame, cum vedeți. Ar avea nevoie de extindere, dar eu luând albine de aici. O să-i fac loc. Iată măcile aici, că sunt făcute de mine, ce să mai zic. Ramă plină, încă n-au pornit boci de roire, deci e foarte bine. Da, vedeți aceva, nu? Cu puiet. Plecând de la două, cred că au avut două rame făcute de iarnă. Aici dăm la construit două făițe, dar nu, cum să zic eu, nu îl voi extinde, fiindcă nu consider la ora actuală să extind acesta. Ar necesita, bineînțeles, ar necesita să fie extins. Iată o altă ramă de aici. Altă ramă, o altă matcă. Vedem ce valoare au măcii respective. Bombardat. Agitați-o mult către cald. Și deranjăm la ora care nu se deranjează. Fiind atât de înghesită și n-a intrat în roit, îi spunem că e bun. O căutăm pe dinsa. Este ora amiezii și o parte din albina oricum e plecată la cules și așa este îndesat. Deci cam mult. Deci mai. Încă vreau să iau două rame cu albina. Yeah.
Iată o ramă blocată pe care aș lua-o. Măcuța e chiar aici. Acum intră în celulă. Acolo undeva pe mijlocul ramei le pune un nou. O aștept. Știu că e aici. Dar nu intră în frigul de aici, că așa am găsit. Asta, știm ce am luat. Și luau eu și pe asta. Și luăm o astfel de ramă. Are și un pic de trântor și ducem la un nucleu. Așa, am dus rama la un nucleu și mai căutăm una, să ducem încă una. Aducem două faguri la construit. Dacă vă îndoiți de a fi virul foarte, acesta este efectul. Asta e plină cu larve, nu facem nucleu din ea. Și care este mătcuță, trebuie să fac nucleu. Asta nu face în sfințare cu ieti prea tânăr. La fagiul ăsta, care are puietul data de eclosoare, vedeți? Îl duc rama asta. E scutul două rame acolo. L-am mai risit și facem un nucleu de numai. Da. Asta e bine care clocești. Nu știu dacă scutul rămas astfel, dar bine mă uită leacălea, dar nu-i tânără. Scutul pe asta și pe următoarea, din vezoarea. Eliberăm zona de albină, prea mult.
locuiesc la Arvar. Asta din asta, de aici. Distrugem larvele. Dacă se... Vede. No. Așa. Acum luăm rama asta cu totul. Asta o ducem acolo și va explozi. Asta pentru ora asta, acum o să vină două rame la construit. Dacă cumva se mute și mai tare, mai luăm. Cam atâta cu ăsta. Probabil camera a fost buzită în continuu, dar asta e, pe data viitoare și numai bine.